Guvernul Japoniei oferă peste 70.000 de dolari finanțare nerambursabilă pentru digitalizarea Bibliotecii Universității de Stat. Acordul de grant a fost semnat de ambasadorul Japoniei și rectorul USM. Colaborarea cu Japonia a adus până acum investiții de milioane de dolari în domeniul educației din Republica Moldova. Noul ambasador japonez a venit la Chișinău acum o lună, iar primul discurs public l-a ținut în limba română. Am repetat acest discurs în limba română de mai multe ori și sper că pronunțarea mea va fi una bună. Proiectul în valoare de peste 70.000 de dolari va permite transformarea în format digital a cărților și documentelor, inclusiv lucrărilor vechi și rare. La Universitatea de Stat activează Fundația pentru Relații Moldo-Japoneze. Tot cei care doresc să studieze limba japoneză, cultura japoneză, o fac aici. O fac aici, la Universitatea de Stat din Moldova, cea mai mare universitate din Republica Moldova. Mă bucur foarte mult, de asemenea, și că acest cult al tradițiilor japoneze se transmite și pentru cetățenii Republica Moldova. Până acum, guvernul Japoniei a investit peste 2 milioane de dolari în educație. Bursele pe care le oferă anual guvernul Japoniei tinerilor din Republica Moldova pentru a-și continua studiile. Ne referim la programul de granturi în domeniul securității umane cu Sanone, în cadrul căruia asistăm și la această realizare astăzi, care se implementează acest proiect de granturi, care se implementează din 2008 și până în prezent. Biblioteca Centrală a Universității de Stat deține o colecție de peste 1,5 milioane de cărți și documente.